Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitatul nostru din această seară este domnul Alexandru Tănase, avocat, ex-președintele Curții Constituționale. Domnul Tănase, bună seara și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Domnul Tănase, vom începe de la cele mai proaspete acțiuni de la ziua de azi și anume de la acea acțiune sau consultare publică organizată de către Blocul Acum, Pas și Da, pe marginea modificării legii cu privire la procuratură. Întâlnire unde, de fapt, nu a venit nimeni de la procuratură, dar și nici de la Ministerul Justiției, dar în cadrul discuției unde s-a tins a modifica cele patru prevederi care le-a promovat blocul de modificare a legii din cele 7 elaborate a planului de dezoligarhizare. Și pentru telespectatori, ca să facem și lumină, aș vrea să vă expuneți cum interpretați această intenție versus aceste puncte care merg de la excluderea condiției de ținere cetățeniei Republicii Moldova pentru aspirantul la funcția de procuror general, la concursul pentru selectarea procurorului general să nu fie desfășurat exclusiv de Consiliul Superior al Procurorilor, așa, dar să existe o comisie neutră compusă din membrii Consiliului Superior al Procuratorilor, reprezentanții societății civile, dar și experți internaționali. 3. Să fie extins numărul de membri a Consiliului Superior al Procurorilor. Și 4. Consiliul Superior al Procurorilor să poată înceta mandatul oricărui procuror, caz în care acesta a fost ales în funcție, așa, cu încălcarea anumitor prevederi privind legea procuraturii. Probabil nu am scăpat nimic în jurul acestor subiecte. Bine, vreau să încep cu mențiunea că, de fapt, termenul de dezoligarhizare nu este un termen juridic. Este un termen publicistic mai mult sau politic, dacă vreți, dar nici de cum nu poate fi văzut ca un termen juridic. Din punct de vedere juridic, de fapt, este vorba despre modificarea legii procuraturii. Este o lege care a fost adoptată relativ nu de mult. A fost adoptată această lege cu concursul și cu participarea societății civile. A fost o lege promovată și sprijinită de către delegația UE de la Chișinău, de către ambasada americană, de către Uniunea Europeană, Consiliul Europei, cel puțin la acea etapă, mi-amintesc eu, în 2015, dacă nu greșesc, toată lumea era încântată, deși, sincer, eu chiar și la acel moment mi-am exprimat anumite rezerve vis-a-vis de acest act normativ. Am urmărit cu multă atenție dezbaterile de astăzi. Îmi pare foarte rău că nu am primit o invitație de la organizatori. Totuși, cred că ar fi fost util să audă și un alt punct de vedere. În perioada până la 2001, când a fost făcută prima tentativă de modificare sau de reformare a procuraturii, eu am fost coordonatorul celor mai mari de grup de lucru guvernamental, care împreună cu experții din Olanda am elaborat un cadru normativ, un proiect mai exact, complet ceea ce ține de modificarea Constituției, modificarea legii procuraturii, chiar și modificările în codurile de procedură și în anumite lege organice care vizează procesul de urmărire penală. Dar, mă rog, nu au vrut să aud, asta este altceva. Am urmărit totuși aceste dezbateri, deoarece subiectul este unul de interes public, fără doar și poate, și în general este un lucru bun că se discută lucrul ăsta. Sigur, nu prea înțeleg de ce nu au venit reprezentanții procuratorii și ai Ministerului de Justiție. Cred că ar fi fost util să audă și ei care sunt argumentele autorilor acestei inițiative. Bineînțeles, ar fi avut ocazia să le combată. Dar revenind la fondul discuțiilor, am observat clar că, sigur, sunt și idei interesante, fără niciun dubiu în aceste inițiative, dar este vorba și de o serie de chestiuni principiale, cum ar fi necesitatea de a păstra acest CSP, rolul pe care l-are el, și chiar reprezentanții societății civile, un reprezentant marcant a societății civile care a fost implicat în elaborarea acestui proiect, a exprimat mai multe rezerve vis-a-vis de aceste inițiative, în ce măsură ele sunt compatibile cu normele constituționale și cu anumite principii. Domnule, ca precizare la societatea civilă, comunicați-mi, vă rog, ce înseamnă societatea civilă promovată de către reprezentanții blocului acum prin acest plan de dezoligarhizare care comunică expertiza adusă instituțiilor supuse demiterii, adică aflați sub controlul lui Plahotniuc,
va fi adusă de către societatea civilă și persoane care vor substitui funcțiile respectiv, tot din societatea civilă ar fi. Vedeți ce se întâmplă atunci când cineva insistă ca într-un anumit instituție să fie delegați membrii societății civile și ai fiecare vede propriul simpatizant, deoarece este destul de pestriță această societate civilă. Avem mai multe organizații neguvernamentale care au un mesaj critic față de guvernare. În același timp există mai multe ONG-uri care au un mesaj sau, mă rog, așa, o atitudine mai tolerantă sau cel puțin neutră în anumite situații, mai obiectivă față de actul de guvernare. Pentru urmare, opoziția, vorbind de societate civilă, probabil vede un anumit reprezentant, puterea când discute sau ajunge să adopte asemenea decizii, vede un alt reprezentant. Asta e destul de complicat să stabilim niște criterii ce înseamnă societate civilă. De regulă, în asemenea cazuri, se fac concursul. Concursul le face, le câștigă ca regulă acel care le organizează. Și pe asta, cred eu, și mizează autorii inițiative. Dar nu asta am vrut să zic. În cazul de față, chiar societatea civilă, reprezentanții societății civile care au un mesaj destul de critic față de guvernare. Și eu astăzi am urmărit pe domnul Gribince, care a avut câteva reacții, nu pot să nu fiu de acord cu acele rezerve care dumnealui le-a enunțat. Ele au logică, ele sunt absolut pertinente și o asemenea mă rog, abordare care este aici este foarte politică. Senzația mea este că persoanele care au conceput acest proiect, cu proiect, doresc în termen foarte rapid să dea o lovitură, așa, un fel de revoluție din asta de palat, să facă o schimbare majoră, dar experiența și viața arată că asemenea acțiuni nu sunt deloc durabile. Chiar dacă la o anumită etapă se reușește, după care cum urmează să te pliezi pe acea inerție instituții care nu o pot schimba prin schimbarea procurorului general. Cine crede că demiterea actualului procuror general și numirea unui alt procuror, hai să zicem, chiar din afara țării, va genera o altă instituție a procuratorii decât o avem acum, sunt oameni naivi, cu tot sper să nu supăr pe nimeni, dar este pur și simplu o naivitate. Procuratura este un organism vechi, un organism foarte greoi, foarte mare, care are un anumit ADN-ul, dacă vreți așa, așa, are o anumită logică, o matrice în care ea există. Așa? Dacă dorești să ai un alt produs, este necesară o reformă cu totul de altă natură, ceva mai profund, etapizat în timp și care nu poate fi subordonat, hai să zicem așa, unui interes, hai domnule, până la 1 septembrie noi dezoligarhizăm. Ce? Nu este posibil. Și îmi pare foarte rău, chiar acum nu vreau să vin cu mesaj critic, îmi pare foarte rău că societatea primește mesaje irealiste. Iarăși se va ajunge la situația când se ridică așteptările la o cotă absolut irealistă, după care va urma un nou val de examen. Pentru că, bine, o reformă asociată procuraturii nu se face peste noapte, pentru că, da, ați spus și dumneavoastră, este o dimensiune din cele mai complexe. E o instituție fundamentală. Și atunci, acest exercițiu poartă izul electoral? Nu știu dacă este electoral, în mod cert este subordonat logicii politice pe care o promovează acest grup politic. Ei au enunțat din start că vor ca procuratura să acționeze altfel. Ei vor un procuror general care ar urmări persoanele pe care le consideră ei indizerabile. Dar se depășesc, domn Tănase, mai multe etape. Pentru că inițial trebuie să se facă ordine în Parlament, ca ulterior să se treacă la aceste exerciții propriu-zise, de continuarea reformelor. În general, naivitatea nu cred că se limitează doar la aceste așteptări, la reforma procuraturii sau la acest pachet. Nici o reformă nu va da niciun rezultat atâta timp cât nu va avea loc o profundă reformă politică. Atâta timp cât noi avem partidele politice așa cum au fost ele pe timpul Uniunii Sovietice, fără democrație internă, fără o dezbatere publică internă, când deciziile sunt luate doar de lideri, iar restul organelor au mai mult un caracter formal, atunci când negocierile purtate pe față, de fațadă, au un conținut, dar în spate se discută altceva, atunci când Parlamentul Republicii Moldova se transformă sau în circ,
sau mașină de joc, și de fapt parlamentarismul ca mașină de vot, pardon. Parlamentarismul, îmi pare rău, de el lipsește cu desăvârșire. În situația asta este naiv să ai așteptări de la o reformă de ramura morală sau structurală, cum ar fi pe o anumită instituție, pe procuratură. Nu poate în Republica Moldova și nici într-o țară din lume. Nu pot exista procurori mai buni decât sunt parlamentari sau decât... Nu poate exista o instituție mai bună decât cealaltă. Nu poate exista o instituție ideală. Domnule, totul merge prost în această țară, corupție quasi generală, dar uite, domnule, aducem un procuror din afara țării de dorit să nu aibă cetățenie moldovenească, ca să nu aibă cu mătre și așa, și el mâine va face ordine. Da, ce să vă zic, modelul ăsta și proiectul de reformă care s-a aplicat de Saakashvili în Georgia este unul destul de tentant. Și el, într-adevăr, dă rezultate o anumită perioadă de timp. Probabil de la georgieni mult avem de învățat. Dar după care, oricum, el nu este unul durabil. După care, dacă nu survin reforme politice fundamentale, tot ce aici s-a pare anumite, că s-au obținut anumite rezultate, ele, de fapt, sunt devin a fi iluzii. Să vedem în termen scurt ce reformă politică așteaptă să realiza în scurt timp, mai ales că și dumneavoastră sunteți adeptul a opțiunii că deciziile cele mai importante se iau pe ultimul 100 de metri, ca urmare a unei expuneri anterioare a dumneavoastră. Dar fac trimitere la această expunere pentru că avem și un interval de timp dat de către șeful statului de 2 săptămâni, da, ca să se aprecieze un consens dintre actorii principali care alcătuie Parlamentul ca să-l aducă a fi funcțional și mai ales prin și acea sesizare, da, față de curte, pentru a aprecia în ce perioadă la caz poate să desființeze Parlamentul. Ce decizii în această perioadă așteptăm de la deputați? Bun, probabil că ar fi bine să le luăm separat. În ceea ce privește această ultima avertizare chinezească a președintelui Dodon pentru politicieni, inclusiv pentru propriul său grup politic, ea este cel puțin, din punctul meu de vedere, ciudată. De ce chinezească? Deoarece, păi, este un termen consacrat în perioada războiului rece, se utiliza acest termen, ultima avertizare chinezească, când, de fapt, după care nu urma nimic. Nu înțeleg logica acestui termen de 2 săptămâni de zile, nu găsesc nici într-un act juridic un asemenea termen și sau o prevedere care i-ar fi permis șefului statului să vină cu o asemenea inițiativă. Întrebarea pe care a formulat-o președintele Dodon Curții Constituționale, de fapt, la această întrebare, Curtea a răspuns încă în anul 2013, dacă nu greșesc, la finele anului a fost judecată acea cauză. Este absolut clar stabilit în hotărârea Curții Constituționale că termenul de 3 luni de zile curge din momentul în care guvernul demisionează. Potrivit Constituției, guvernul demisionează în momentul în care este validat mandatul noului parlament. Asta înseamnă că în data de 9 martie, când a fost adoptată de către Curtea Constituțională acea decizie, este absolut clar că în acel moment guvernul a demisionat și curge termenul pentru investirea unui nou. La acest capitol chiar din telespectator ne-au adresat careva întrebări ca urmare a, da, anunțului vizitei dumneavoastră la noi la emisiune și se comunică că pardon, în condițiile în care Curtea a spus că președintele nu e în drept să desemneze candidatura la funcție de premier până când Parlamentul nu e funcțional, nu s-ar putea întâmpla oare ca Curtea ulterior să spună că termenul de 3 luni așa, pentru desemnarea candidatului pentru premier, curge din momentul în care Parlamentul devine funcțional? Bine, nu avem de unde să știm ce va spune Curtea Constituțională. Eu o să-mi permit să formulez doar propria mea viziune asupra acestei probleme, care derivă din jurisprudența Curții pe care o cunosc eu. Nu există nicio legătură în Constituția, sau, mă rog, legiuitorul constituant nu face nicio legătură între alegerea președintelui Parlamentului, vicelor și așa mai departe, cu obligația șefului statului de a desemna un candidat. Șeful statului are această obligație, ea derivă din Constituție și din hotărârea Curții Constituționale. În cazul în care este evident că Parlamentul nu poate constitui o majoritate parlamentară, este absolut firesc, președintele are obligația de a desemna un candidat. Este absolut clar pentru toată lumea că actualele partide politice parlamentare, este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și blocul politic acum, sau grupul politic acum, nu știu cum să zic mai bine, nu sunt capabile să
creeze o majoritate calificată. Este absolut evident lucrul ăsta. Chiar dacă noi la televizor o vedem tot felul de fumigene, că se mai întâlnesc, mai discute și mai aruncă săgeți unul altul, este clar că ei nu vor crea și nu au la acest moment o soluție pentru a crea o majoritate. În asemenea, ca președintele Dodon trebuia din start să vină cu propriul candidat. Asta este logica hotărârii Curții Constituționale din 2013, dar iarăși, acum să vedem ce va spune Curtea Constituțională de această dată. Eu mă bazez pe ceea ce știu și pe propriile mele viziuni. Dar dacă venea cu propriul candidat, înaintea propriul candidat la punctul de premier, fără interpretarea Curții, această candidatură ar fi putut fi, să-i spunem, contestată de vreun deputat? Sigur că putea fi. Și care e problema? Să o conteste. Și atunci, dacă Curtea spunea că nu e bine, înseamnă că nu e bine. Dar în cazul de față, noi intrăm în zona supozițiilor. Noi, de fapt, nu este corect, în general, să mergi la Curte să ceri o interpretare în situația când tu ai o soluție. Chiar dacă nu ești convins de valabilitatea acestei soluții, utilizează-o. Și abia mai apoi mergi la Curte și Curtea îți va spune, domnule, e corect, dacă e corect, îți lasă actul normativ în pace, dacă nu e corect, Curtea îl invalidează și reia exercițiul. Care e problema? Cel puțin, asta e logica care o găsesc eu sănătoasă. Acum, cei ce se întâmplă cu aceste sesizări a președintelui Dodon, ele sunt pentru mine ușor neclare. Mai mult ca atât, neclaritate și mai multă am după, ținând cont de reacțiile care sunt la aceste hotărâri. De fapt, hotărârea Curții Constituționale care i-a interzis președintelui să desemneze un candidat până când nu sunt create organele de lucru ale Parlamentului, este o limitare a competențelor președintelui. Așa e? De fiecare dată când Curtea Constituțională a limitat competențele președintelui, socialiștii, chiar și instituția prezidențială, a venit cu reacții foarte vehemente și foarte dure în adresa Curții. De asta dată ei au fost mulțumiți de această hotărâre. Este ciudat, cel puțin. Nu vreau să insinuez absolut nimic, dar totuși este neobișnuit ca atunci când sunt tăiate anumite competențe, sunt limitate, președintele Dodon și domnul Lebedinsk, cine era pe la Curte, uh-huh, să arate foarte mulțumit și fără să exprime nicio notă critică. Și acum am văzut și cealaltă sesizare care a fost cu termenul ăsta de 3 luni de zile. Hotărârea este una extrem de clară, nu ridică niciun semn de întrebare de asta. Chiar nu pot înțelege exact ce urmărește și care este jocul care îl face președintele Dodon. Și să vorbim în termeni ipotetici. Ce așteptări a deciziilor la acest timp de 2 săptămâni vor fi comunicate de către deputați? Pentru că vedem, în data după acest anunț, cei din blocul acum au plecat în afara țării, așa, pe consultări, nu desfășurăm acest subiect. Așa. Observăm că Igor Dodon, șeful statului, a făcut același lucru, iarăși este și în deplasare. Ce ar urma deja? Nu cred că cineva poate să răspundă calificat la această întrebare. Și mai ales că dumneavoastră nu prea credeți în alegerea anticipată. Eu nu le văd rostul lor. Este altceva rostul. Dar nu le exclud. Sigur, dacă până la urmă partidele politice nu vor găsi o soluție pentru a crea o majoritate, sigur că vor fi anticipate. Pentru că această zonă de acalmie în dialogul lor încă se păstrează. Nimeni nu se grăbește iarăși să se recheme la dialog într-o Este o acalmie foarte relativă și aparentă. Eu cred că ceea ce servește publicului, ceea ce vedem noi la televizor în fiecare seară, sunt fumigene în mare parte. Adevăratele procesele au loc underground, când mult mai adânc. Ele sunt ascunse de ochiul publicului și noi nu știm absolut nimic. De altfel, acum, nu știu dacă cineva în această țară ar risca să facă un pronostic mai mult sau mai puțin realist vis-a-vis de perspectivele politice pentru viitoarele câteva luni de zile. Timp cât toți stac, da. Toți stac, doi la mână. Sistemul este unul închis hermetic. Eu cred că în țara asta sunt 4-5 oameni care cunosc ceea ce se întâmplă. Este vorba de liderul Partidului Socialiștilor, liderul Partidului Democrat, cei doi lideri de la blocul acum, președintele Dodon, poate mai sunt vreo 2-3 inițiați privind adevăratele procese care au loc. În rest, sistemul este închis absolut hermetic, absolut hermetic, și pe piața mediatică se mai sifonează anumite informații, dar ca regulă sunt informații lipsite de relevanță care nu permit formularea unor concluzii pertinente. Dacă acum 2 luni de zile eu încercam la discuția cu presa să mai fac anumite analize, să pronosticuri, acum, sincer să fiu, aș prefera să fiu mai rezervat
deoarece chiar nu există niciun fel de informații relevante care ne-ar permite nouă să tragem anumite concluzii încotro ne îndreptăm. Ieri în cadrul unei emisiuni, iarăși la emisiunea importantă, a fost domnul ministru al afacerilor interne, domnul Jezdan, și dânsul a comunicat că Partidul Democrat este pregătit și pentru alegeri anticipate. Chiar dacă este altceva, utilitatea lor. Doi, dar dumneavoastră... Cred că toate partidele sunt gata de alegeri anticipate. Nu știu în ce măsură au resursele necesare, dar am senzația că toate partidele stau în stand-by și nu exclud nicio formațiune acest scenariu. Deși nu văd ce anume ar determina o reconfigurare substanțială, hai să zic așa. Pentru că dacă nu ar fi anticipate, coaliții dintre cine mă rămâne loc? Pentru cine? Bine, da. Risc să spun același lucru de mai multe ori. Partidele politice au ajuns într-un fel victimele propriilor mesaje și ostaticii propriilor mesaje politice pe care le-au promovat. Partidele politice și-au dresat alegătorul așa din punct de vedere ideologic, așa, pe parcursul acestor ani de zile, dresându-i și cultivându-i o anumită intransigență care nu are nicio legătură cu procesul politic firesc într-o societate democratică. O competiție politică nu înseamnă că două partide care concurează sau chiar care se bat, care se măcelăresc între ele, nu înseamnă că ele nu pot guverna. Tot timpul trebuie ținut cont de interesul societății. Eu cred că interesul societății ar fi să existe o coaliție... Când vorbiți despre partidele care se, între ele, vorbiți despre acum cu PSRM sau probabil PSRM... Partidul Democrat este cel mai avantajat, deoarece el nu are o culoare ideologică pronunțată. Fiind un partid plasat pe centru, el destul de ușor manevrează atât pe dreapta cât și pe stânga. El își are, în general, ei au reușit și au demonstrat în acești ani de zile că știu cum să-și creeze oportunități. Cu regret, restul participanților au demonstrat că ei știu cum să-și blocheze sau cum să-și limiteze propriile oportunități. Atunci când merge în campanie și semnez acte, domnule, uite, nu fac coaliție nici cu ăsta, nici cu ăla, și este absolut evident că nu ai șansă să iei majoritatea absolută, alegătorul se întreabă, domnule, atunci pentru ce te votezi eu pe tine? Dacă tu nu ai șansă să devii majoritar, dar în același timp nici cu ăștia nu faci majoritate. Alții nu sunt. Alții au fost tot ei măcelăriți prin presa pe care o controlează. Cred că un deceniu de când se duce acest război. Și probabil nici să nu excludem implicarea factorului extern sau dependența de factorul de extern, pentru că apare o altă întrebare. De ce Federația Rusă atât de dur se poziționează față de o coaliție PSRM-PD? În general este absolut inadmisibil faptul că noi am ajuns la acest punct, că Federația Rusă poate influența procesul politic de la noi din țară prin intermediul celui mai mare grup politic din Parlament. Este inadmisibil când parlamentarii aleși de către cetățenii Republicii Moldova merg în corpore la Moscova pentru a primi indicații privind acțiunilor ulterioare. Indiferent de disputele care sunt, indiferent de divergențele majore care există între partidele politice, toate deciziile trebuie luate la Chișinău. Toate deciziile trebuie luate de politicieni aici, acasă, ținând cont de propriile interese politice, propriile viziuni politice, propriile viziuni pentru țară și așa mai departe. Nici de cum din altă parte. Și vreau să remarc că în contrast cu ceea ce se întâmplă în relația PSRM Moscova, veți observa o cu totul altă atitudine a Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, României, vis-a-vis de procesul politic de la Chișinău. Nu am observat și nu am remarcat absolut niciun caz când cineva ar fi încercat să forțeze nota, să intervină, să se implice, să creeze majorități sau să împiedice formarea unor majorități. Astfel avem două conduite absolut diferite și trebuie să înțelegem un lucru. Federația Rusă nu ne vrea binele. Federația Rusă nu este prietenul nostru. Federația Rusă nu a fost niciodată prietenul nostru. Din momentul când ne-am proclamat independența, ei au fost cei care cu forța armelor ne-au atacat pe noi. Până în prezent țin o bună bucată a teritoriului
nostru național sub ocupație politică și militară, sunt cei care au declanșat împotriva Republicii Moldova zeci de războaie comerciale, care ne-au distrus ramuri întregi ale industriei, embargouri. Astfel, cred eu că implicarea Federației Ruse atât de clară, atât de evidentă în procesul politic, implicarea Rusiei pentru a determina crearea unei majorități favorabile sau pentru a împiedica unei crearea altei majorități nefavorabile. De fapt, înseamnă că Federația Rusă încearcă să obțină instrumente pentru a influența politica internă și externă a țării noastre, ceea ce este total în dezavantajul nostru și trebuie să ne punem pe gânduri. Bine, dacă Federația Rusă nu ne doresc binele din punct de vedere geopolitic Republicii Moldova, cine dorește binele? Pentru că prevalează interesul suprem politic. Cetățenii sunt cei care trebuie mai întâi de toate să-și dorească bine și atunci când merg la votare să fii foarte atenți ce votează. Dar vorbim despre un interval scurt. Dar dacă aproape trei decenii de independență și cetățenii tot își doresc bine și ieși în frecvent mereu la vot. Dacă reușim, binele ăsta nu se materializează. De acord. Dar dacă ar fi să ne referim la politica externă, trebuie să vedem faptele, nu vorbele. Cei care au sprijinit necondiționat Republica Moldova au fost SUA, a fost Uniunea Europeană și a fost România. Astea sunt entitățile care au sprijinit necondiționat Republica Moldova. Fie că este vorba de sprijin politic, fie că este vorba de sprijin economic, financiar, deschiderea piețelor și multe, multe alte elemente. Avem o listă foarte lungă de avantaje care le-am obținut noi de la SUA, UE și România. Eu îmi pare, vreau să fac o precizare. Când vorbesc de România, chiar dacă este parte a Uniunii Europene, eu o identific distinct, deoarece România are un rol aparte în ceea ce se întâmplă, fiind partea, piața principală de desfacere a produselor moldovenești și fiind un, hai să zic așa, un partener absolut dezinteresat care ne-a ajutat în toate situațiile și ne va ajuta, sunt sigur, și pentru viitor. Astfel, dacă ar fi să facem o altă listă cu faptele, iarăși nu vorbele, care le-a întreprins Federația Rusă în raport cu Republica Moldova, vom vedea cu totul altceva. Vom vedea război, dezastru, sprijinirea politicienilor foarte divocheați, implicarea în procesul politic, războaie comerciale și multe, multe alte lucruri. Refuzul de a se trage trupele de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova. Adică am avea o listă foarte lungă de subiecte care sau am avea o temeier, hai să zicem așa, pentru a nu accepta implicarea Federației Ruse în acest proces politic extrem de important și vital pentru noi. Domnul președinte, dar la ziua de azi, implicarea factorului extern în păstrarea situației politice care este în Republica Moldova, cum integrează sau cum pliază cercetarea de către autoritățile ruse a lui Vlad Plahotniuc? Bine, este un element și ăsta, este un element al războiului pe care îl poartă Federația Rusă, atunci totuși când pornești un dosar penal împotriva liderului, unul din cele mai importante partide politice din țară, sigur că asta nu este o acțiune judiciară. Haideți să nu ne facem acum că nu înțelegem ce se întâmplă. Este absolut clar că este o acțiune politică și trebuie tratată ca atare. Ca motive principale ar fi și apropierea relațiilor dintre relațiile Partidului Democrat și cu anumite forțe în Statele Unite ale Americii? Nu știu dacă ăsta este motivul cheie. Eu cred că... Un element, sigur că este un motiv. Probabil... Bun, iarăși, eu mă dau cu părerea, acum nu cred, nu, fără pretenție de a avea dreptate. Eu cred că Rusia nu își dorește un guvern funcțional la Chișinău. Eu cred că Rusia nu își dorește un guvern pro-european. Cât de prost ar merge lucrurile. Dacă n-ai o guvernare cu o culoare clar pro-europeană, cu mesaje clar pro-europene, chiar dacă, bun, se mai fac anumite prostii sau te mai împiedici, nu ești atât de consecvent, direcția este clară în care mergi. Chiar, hai să zic așa, chiar dacă nu ai viteza pe care o dorește societatea, dar tot încolo mergi. Chiar să luăm și ultimii ani de zile. Au fost foarte multe critici în adresa guvernului Filip, cum s-a acționat și în mod special pe relația Uniunii Europene cu Republica Moldova. Sigur că există multe, multe subiecte care pot fi discutate la acest capitol. Dar indubitabil, totuși, direcția care a mers, mai încet decât am fi vrut, a fost direcția spre Europa. Sigur că Rusia nu își dorește acest lucru. Dar cel mai probabil, ei își doresc instaurarea unei situații de haos.
haos care le-ar permite lor să manevreze și să-și promoveze punctul, propriul punct de vedere, fără ca ei să aibă anumite costuri aparte pentru a menține acest haos. Întotdeauna să zic să luăm câteva pauze de publicitate și revenim la discuția noastră din această seară. Publicitate, stimați telespectatori. Domnul și domnule, bună seara, reveniți după pauza de publicitate. Întotdeauna, iată, revenim la actorii noștri. Și am să încep cu blocul acum care promovau opțiunea de a fi sprijiniți într-o ale să oferi funcția de președinte a Parlamentului, și anume lui Andrei Năstase. Iată, vedem acum că socialiștii lobează opțiunea ca președinte a Parlamentului să fie Zinaida Grecian. Mm. Și deja în această etapă de discuții, la ce șanse deja... sau ce șansele se mai pot da celor de la acum ca să mai obțină ceva pentru a-și realiza nu neapărat planul cel de dezoligarhizare, dar pentru a fi funcțional în noul Parlament. Păi toate partidele cred că își doresc funcția de speaker a Parlamentului. Cred că nu doar blocul acum și socialiștii, probabil și Partidul Democrat și-a dorit această funcție. Este o chestiune absolut firească. Un partid vrea să aibă cât mai multe persoane în funcțiile cheie pentru a putea exercita puterea cât mai eficient. Și mai interesant lucru, că inițial socialiștii nu se expuneau tranșant la opțiunea ca să fie președinte a Parlamentului din partea acestora. Sigur că ulterior, iată, mesajul să fie o garanție ca președintele statului să nu fie demis. Vedeți, nu știu care sunt șansele lor de a obține această poziție, atât pentru socialiști, cât și pentru blocul acum, de chiar și Partidul Democrat. Deoarece niciun partid din astea trei nu au majoritatea, nu au numărul necesar de voturi. Acum va depinde, probabil, va învinge în această competiție cel care va fi mai flexibil și mai abil în a-și asigura voturile necesare. Dacă lucrul ăsta vor face socialiștii, sigur, ei vor fi cei care vor învinge. Dacă blocul acum va găsi voturile necesare pentru a-și numi propriul speaker, sigur că au șanse. Și Partidul Democrat, dacă mâine Partidul Democrat găsește voturile necesare și cineva le votează candidatul lor, prin urmare, toate trei grupuri politice au șanse egale să-l numească, la fel cum au șanse egale să nu poată numi pe nimeni. Întotdeauna, dar în lipsa unui parlament funcțional, alegerile locale se pot realiza și pe lângă aceasta mai este și zvonul, cum și-l numește așa doamna Maia Sandu, că alegerile locale ar fi deplasate pentru anul următor și colegul dumneiei, Andrei Năstase, zice că nu ar fi un zvon, chiar este o realitate. Dumneavoastră, nu știu care este realitatea despre care vorbește domnul Andrei Năstase. Dacă ar fi să ne axăm pe fapte, așa, cred că trebuie să facem un recurs la lege. Mandatul actualilor aleși locali expiră în foarte scurt timp, dacă nu greșesc eu, acum la începutul iunie, nu mai știu data care este. Sigur că Parlamentul era organul care trebuia să fixeze data noilor alegeri. Acum, legitorul constituant nu a putut prevedea o situație. Ce se întâmplă când Parlamentul este în asemenea cazul nefuncțional? Și noi nu avem o soluție explicită în acest sens. Care este succesiunea în ierarhia instituțională atunci când o instituție, în cazul de față Parlamentul, este nefuncțional? Adică noi nu avem un răspuns. Deci eu cred că cel mai probabil va fi necesar să fie făcută o sesizare la Curtea Constituțională, chiar dacă dreptul electoral nu este o materie constituțională. Până la urmă, în caz de fapt, mai puțin contează dreptul electoral. Contează funcționalitatea întregii arhitecturi instituționale a statului. Astfel, dacă avem un blocaj imposibil de depășit, cred că o sesizare a curții pentru a clarifica acest detaliu ar fi una care ar debloca. Nu contează care ar fi această soluție, sincer să fiu. Ea poate să fie acceptată de unii, să nu fie acceptată de ceilalți, dar cred că anume curtea ar fi unica instituție funcțională a acest stat care, pentru moment, ar putea clarifica care este succesiunea în exercitarea atribuțiilor în cazul în care o anumită instituție este sau nu nefuncțională.
Dar vorbim și despre guvern, domnul Tănase, care sunt atributele guvernului în această perioadă în care încă Parlamentul este nefuncțional, nu este investit un nou guvern și la caz, mai ales dacă ar fi și anticipate, ce se va putea realiza prin prisma guvernului? Da, nu e cea mai fericită situație. Avem un guvern nefuncțional. Și mai ales din punct de vedere instituțional pentru țară, ce ar însemna un an de zile cu o situație care se păstrează. Da, da, asta e. Eu în primul rând, să încep cu precizarea, sper că această situație nu va dura un an de zile. Sper că totuși politicienii, știți cum de obicei când sunt presați de timp, pe ultima sută de metri, ei sunt mult mai flexibili. Bine, dar în alegeri, dacă sunt alegeri anticipate, iată, se cam apropie și un an, pentru că la caz, da, dacă situația s-ar schimba, am avea un parlament la final de an, în ajunul sărbătorilor și probabil un guvern, dacă s-ar fi un plus că există interdicția de a dizolva parlamentul două ori parcursul acelui așa an, asta ar însemna că ne-am putea pomeni teoretic vorbind sau ipotetic cu un guvern demisionar care are doar atribuții de administrare și are doar atribuții limitate nici de cum, nu are atribuții de a promova anumite legi organice, atribuții de a aviza anumite proiecte de lege și așa mai departe. De asta, sigur, cei care sunt astăzi la așa, au joystick-ul în mână, trebuie să înțeleagă. Mai puțin se comunică președinte în fața publicului despre cât de mult ar fi influențate acele reforme sau acele programe ce vor permite ca pensiile să ajungă la pensionari, vor permite ca salariile să ajungă la bugetari, vor permite multe alte chestii. Pensiile vor fi plătite. Adică nu vor fi blocaje în 2020 la caz după un an de incertitudine politică. Nu cred. Sincer să fiu, nu cred. Totuși, guvernul are instrumentarul necesar de a interveni astfel încât pensiile, salariile să fie plătite fără niciun fel de dubii în sensul ăsta. Probabil că nu ne vom confrunta cu așa ceva, dar există altă problemă. Investitorii stau toți în stand-by, business-ul este în așteptare atât timp cât este această instabilitate politică. Mai mult ca atât, proiectele de reformă nu pot fi promovate deoarece acest guvern nu mai are program de guvernare, deja l-a încheiat mandatul. Avem nevoie de un nou guvern cu un nou program de guvernare, sprijinit de Parlament, care are incorporat în sine anumite domenii prioritare. Trebuie să înțelegem că o putere politică nu își poate asuma 100 de reforme pe parcursul unui mandat. O putere politică poate duce, hai să zicem, două reforme, poate trei, nu mai mult. Dar oricum ele trebuie stabilite într-un program, prioritizate în programul de guvernare, astfel că atunci când guvernul știe exact pe ce se va focusa. În lipsa unui guvern funcțional, toate aceste proiecte sunt suspendate, abandonate. De fapt, ca să nu ocolez cuvântul ăsta care tot nu vreau să-l spun, dar va fi o perioadă de stagnare și nu este nici pe departe în interesul nostru. Statele din regiune se dezvoltă. Statele din regiune fac reforme, merg înainte și riscăm să pierdem competiția. Plus, business-ul în Moldova e dependent de puterea politică, vrem noi sau nu, dar oricum există acest detaliu. Și cât timp este această instabilitate, senzația mea este că multe din acele proiecte care ar fi putut să fie implementate nu se vor declanșa. Ce facem cu acele sprijine financiare din extern? Fie nu neapărat pentru continuarea reformelor, dar probabil și pentru plătirea dobânzii datoriei externe a țării. Ce facem la propriu în 2020 când ne aflăm într-o zonă în care bani nu sunt, ne credităm iarăși la parteneri externi? Bun, nici aici nu ar fi cazul să dramatizăm. Eu cred că Moldova nu este în situația de default. Moldova își poate plăti facturile. Da, sigur că acei bani care ar fi putut să vină sprijin la Uniunea Europeană, în mod special mă refer la sprijinul pentru suportul bugetar. Crezi că noi nici nu am recuperat nici miliardul care a dispărut. Acești bani ar fi foarte utili. Dar cei ce trebuie să înțelegem, deocamdată guvernul reușește să colecteze taxele destul de bine. Fiscalitatea, totuși, fiscalizarea, hai să zicem așa, este una mult mai exigentă și evaziunea este una tot mai puțin sau, zic așa, mai greu de făcut. Așa. Dacă nu greșesc, am citit la statistici că este pentru prima dată când încasările la bugetul de stat care au venit din partea inspectorului fiscal sunt mai mari decât cele care le genera vama. În mod tradițional, noi obțineam mai multe taxe din importuri.
și mai puțin de la taxele pentru venit sau TVA sau ce mai este percepute de către inspectoratul fiscal, de fisc, hai să zic așa. Acum lucrurile s-au inversat. Prin urmare, eu nu sunt dispus să dramatizez. Eu cred că nu vor fi perturbări din astea majore sau prăbușiri majore de valută. Da, anumite deraieri, degradări vor fi, dar nu va fi ceva care ar putea scăpa de sub control celor care astăzi exercită interimar, mă rog, sau exercită atribuțiile de miniștri, prim-miniștri și așa mai departe. Interesați de politică, cu mesaje politice în toată amploarea și frumusețea lor promovate, dar mai puțin se discută ce facem la caz cu acele creșteri a facturilor, prețul la facturi, ce facem cu acea dependență de resursele de gaz, ce facem cu acea opțiune la caz în care nu se negociază acordul cu Gazprom, ce facem cu gazul care tranzitează prin teritoriul Ucrainei, ce facem la caz cu toate aceste proiecte ce vizează pe bune toți cetățenii Republicii Moldova. Păi doar o parte sunt ce a spus dumneavoastră. În realitate lista este mult mai lungă. Motiv pentru care este necesar de a investi un guvern cât mai curând posibil, de a crea o majoritate parlamentară care să asume actul de guvernare. Trebuie să înțelegem că, de fapt, guvernarea este obligație a puterii politice. Este obligația politicienilor. Nu poți fi delegat în Parlament și refuz să faci o coaliție. Este inadmisibil. Cu atât mai mult, în condițiile în care suntem noi, nu au existat soluții simple. Iarăși, la începutul emisiunii vorbeam cu dumneavoastră despre faptul că partidele undeva sunt ostaticii propriilor politici care le-au promovat sau, hai să zicem așa, propriilor mesaje care le-au promovat în raport cu alegătorii săi. Și-au dresat alegătorii din punct de vedere ideologic astfel încât orice compromis care ar fi atins sus, i-ar fi riscă, sigur, că să le demoleze perspectivele politice. Și atunci, evident, este absolut evident, politicienii sunt foarte prudenți. Dacă ar fi păstrat elementar niște poduri care nu trebuiau arse, sau ar fi recurs toți, absolut, că nu se referă doar la unul singur, la un mesaj mai moderat, mai echilibrat în perioada preelectorală și electorală, acum alegătorul nu i-ar fi sancționat, ar fi acceptat necesitatea creierii unei majorități. Dar și în acest caz, eu cred că partidele politice trebuie să-și stabilească platforma ideologică pe care se află. Noi avem două partide. Este vorba de Blocul Acum și Partidul Democrat, care au opțiune pro-europeană. Adică ei nu au divergențe ideologice. Spirit de PSRM. Și să încerce să renunțe la aruncatul sau, mă rog, săgeților otrăvite prin televiziuni, presă, rețele de socializare, dar să încerce cumva să aibă un dialog pentru a vedea totuși care sunt șansele ca în Moldova să fie instaurată o guvernare de centru-dreapta. Altfel ajungem în alegerile anticipate. Din perspectiva mea, schimbări majore nu văd cum ar putea fi, deoarece sistemul electoral rămâne același, lucrurile, regulile sunt neschimbate. Asta înseamnă că riscăm să ne pomenim peste 8 luni de zile cu un parlament identic, exact cu aceeași problemă, și exact cu aceeași sarcină. Cum noi reușim să guvernăm? Păi nu pot să dizolv parlamentul în fiecare zi, de simplu motiv că, mă scuzați, rânza unora e mai mare decât creierul. Și interesul societății nu este de a verifica cât de principiar sunt politicienii noștri. Nu. Interesul societății are nevoie să fie guvernată, are nevoie de instituții democratice, au nevoie de finanțare, ceea ce a spus dumneavoastră, salarii, pensii, facturi mai ieftine și multe alte lucruri. Și asta poate fi asigurat. În cazul în care face un guvern, sigur că lucrurile astea pot fi asigurate. Un micromediu politic, dar foarte greu de consolidat, Republica Moldova, pentru că, da, ați comunicat despre liniile ideologice pro-europene împărtășite de unele partide politice și avem și partea opusă, dacă îi putem numi euroscepticii, ei, ca și în Parlamentul European, de altfel, da, cum se duce la ziua de azi și o dispută dintre ei. Aș vrea să facem și o paralelă și ușor să discutăm și despre alegerile europarlamentare și pe fondul alegerilor care au fost. Cu și întrebarea, ați fost dumneavoastră la alegeri? Da, vă răspund imediat, dar vreau să, totuși, să nu fiu de acord cu un termen care l-ați folosit, și anume că
grupul ăsta politic din Parlamentul Moldovenesc ar fi eurosceptic. Eu nu cred că Dodon și grupul său politic sunt eurosceptici. Ei sunt clar anti-europeni. Sunt lucruri total diferite. Politic, da, ca figuri, dar electoratul fragmentat? Electoratul, general există o distinție între electorat și partid. Dar în principiu vorbim de euroscepticismul politic. Eu cred că ei sunt anti-europeni, ei sunt în mare parte elemente străine acestei țări, care sunt dirijate de la Moscova. Acționează mai degrabă ca și agenții unor puteri străine decât în interesul propriului popor. Cei ce sunt din Parlamentul European, da, e o tendință la nivel, cred eu, global, nu neapărat european, de ascensiunea populismului. Le este legat acest lucru, sigur, are mai multe explicații. În primul rând, avem o generație de oameni care nu au cunoscut ce înseamnă războiul, care s-au născut într-o perioadă de pace și prosperitate, pe care Europa n-a mai cunoscut-o niciodată. Prin urmare, amenințările care sunt și provocările care urmează să le facă față sunt tratate cu foarte multă ușurință și foarte superficial. După o guvernare de care a avut loc până acum la nivel european, unde exista această religie a drepturilor omului, unde exista sau împărtășau filozofia asta integraționistă europeană, acum au apărut alți politicieni care încearcă să invoce anumite elemente ale propriei identități naționale, care se opun delegării de suveranitate, care doresc să administreze propriile țări fără intervenția Bruxellesului. Sigur, toate aceste elemente, ele într-un fel sau altul, generează o nouă stare de spirit în Europa, sigur, și o nouă opțiune de văd. Așa este, da. Iată, anume de intenția sau încercarea anumitor forțe, care, fără neapărat implicarea Bruxellesului, tind a controla anumite state, da. Dar nu este un criteriu la ceea ce vreau să și vă întreb. Cum dumneavoastră catalogați atunci opțiunea Olandei, care cere României pentru spațiul Schengen portul Constanței? Este un abuz la solidaritate, la integritatea unui stat? Sau este cota, nota de plată pentru anumite opțiuni a comunității? Sau ce ar fi până la urmă? Asemenea atitudini, ele de fapt au fost cumva definite în mesajul fostului președinte francez Hollande, care vorbea despre Europa pe două viteze, ceea ce înseamnă că existența două state, două categorii de state diferite în cadrul Europei. Cei care sunt superiori și cei care sunt inferiori. Asemenea, mesaje nu au cum să genereze consolidarea continentului european. România este un stat egal cu Olanda, cu Franța, cu Germania, chiar dacă este mai mic decât Germania sau Franța, chiar dacă are un produs intern brut mai mic decât al Olandii. Principiile de bază care stau sau pe care se întemeiază Uniunea Europeană sunt altele. Nu este, nicăieri nu veți găsi un principiu stabilit că cine are mai mulți bani are mai multe voturi sau cine este mai mare este mai important. Nu. Egalitatea. Egalitatea și parteneriatul în cadrul Uniunii Europene. Pe urmare, blocarea, este părerea mea, blocarea de către Olanda pe parcursul ultimilor ani de zile a aderării României la spațiul Schengen este un gest neprietenos. Nu are absolut nicio justificare. Invocarea MCV-ului sau invocarea reformelor de justiție pentru a împiedica aderarea României la spațiul Schengen, cel puțin pe calea aeriană, aeroportul românești, toate sunt compatibile. Așa? Sunt absolut neîntemeiate, nejustificate și riscă să afecteze relațiile României cu acest stat pentru mult timp înainte. Și un mesaj foarte urât pe care îl transmite Uniunea Europeană pe ansamblu. Când tu ai membre în cadrul aceleiași entități cu statut diferit. România și-a securizat frontierele, România își controlează absolut perfect, eficient frontierele sale. România este un stat democratic, cu libertatea presii, cu o justiție funcțională, chiar dacă ne uităm la televizor, cum să știți că justiția își face datorie, cel puțin ultima condamnare a unui demnitar de asemenea rang demonstrează că lucrurile nu sunt chiar atât de urâte cum au încercat să ne reprezinte nouă. Prin urmare,
cei care vin cu asemenea mesaje trebuie să înțeleagă că ei efectează însăși sau pun la îndoială însăși ideea Uniunii Europene sau însăși acele principii fundamentale care au stat la baza creierii acestei entități transnaționale. Revin la întrebarea dacă ați fost la alegeri de duminică și fost... cum explicați în concluzie faptul că în Republica Moldova au câștigat cei care au sprijinit PNL-ul. Păi, răspunsul la întrebare am fost, am stat la coadă o oră și, dar din păcate nu am reușit, nu am apucat să votez, deoarece la ICR-ul am stat la coadă, au închis porțile la ora 8.30, 8.40, deși cred că oamenii mai puteau să voteze. Nu știu de ce au făcut așa, dar asta este, îmi pare foarte rău. Și era foarte multă lume la coadă care ar fi putut. Probabil putea fi găsită o soluție, nu acum, sigur, dar înainte de declanșarea alegerilor, care să fi permis extinderea, sigur, cu o oră, două, deoarece votul în afara țării este supus alte logici decât votul în interiorul țării. În interiorul țării ai comisii electorale, oameni care au circunscripții mici. Așa e, în Moldova există peste, cred eu, în jur de 1 milion de oameni care au două dublă cetățenie. Clar că nu poți să crea secții de votare în fiecare stradă. Dar din moment ce sunt mai puțin 36 câte au fost, sau 35, nu mai țin minte, era probabil că era judicios și foarte rezonabil să fi fost extins durata de lucru. Hai, măcar până la orele 11 sau 12 noapte, ca oamenii să poată să... Am văzut foarte multe fețe dezamăgite și chiar păcat. Da, a fost un exercițiu care a și demonstrat capacitatea de mobilizare a celor cetățeni. Este așa ceva, nu știu în ce măsură. Probabil politicienii vor să-și aroge capacitatea de mobilizare în funcție de culoare politică pe care o au. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova care au votat cu pașapoarte românești, care au participat la aceste alegeri și au conturat preferințele pornind de la acea informație pe care o văd pe rețelele de socializare, pe portalele de știri, la televiziune și așa mai departe. România nu este decuplată informațional de Republica Moldova. Noi știm foarte bine ce se întâmplă acolo. Avem o groază de canale de televiziune, internetul în general, nu are frontiere. Și de asta ei au avut de unde se informa. Eu am văzut mesajele, cel puțin așa, simpatizanții partidelor, care invocau faptul, domnule, că uite, dacă noi am lucrat, cei pe care i-am promovat noi au luat mai mult. Nu cred că e asta. Am mari dubii vis-a-vis de capacitatea politicienilor moldoveni de a influența alegătorul român de aici, din Basarabia. Cetățenii români din Basarabia sunt oameni, potrivit statisticilor, cu studii, oameni educați în mare parte, oameni informați, care știu să-și contureze propriile opțiuni politice fără a fi influențați de un politician sau altul care, nu știu, face live-uri pe Facebook. Vreau să spun că a fost un manifest care a demonstrat interes perceput și manifestat, dar de cei care au fost prezenți la urne, interesați de poziția României în Parlamentul European. Iată, dacă ne întoarcem cu o privire către alegerile parlamentare din 24 februarie care au fost la noi, observăm și avem cota de participare care au participat, da. Dar doi, este și mesajul adus de către domnul Băsescu, prin care îndemna uniuniștii să voteze pentru blocul acum. Trebuie să fie dacă la caz de anticipate Băsescu ar mai îndemna odată uniuniștii să voteze blocul acum. Nu știu, chiar nu avem de unde să știm. Domnul Băsescu, îmi amintesc exact acel mesaj, a făcut această declarație, deoarece blocul acum sunt apropiați, fac parte din aceeași familie politică. Este vorba de Partidul Popular European și sigur că partidele din familia politică PPE în cazul de față se sprijină reciproc în cazul... Eu nu știu în ce măsură la ora actuală domnul Băsescu ar mai avea interes să sprijine blocul acum sau poate ar avea, greu de spus. Dar am observat că ei nu l-au sprijinit pe președintele Băsescu, chiar din potrivă l-au atacat. Ulterior, da. De fapt, da, asta și întrebam. Ei l-au atacat pe dânsul, ei au avut alte preferințe politice. Așa că nu știu dacă ar mai fi un scrutin electoral, dacă ar mai veni cu asemenea mesaj. Prin acest exercițiu, făcând trimitere la alegerile europarlamentare, dar s-a adus un vot în mare parte anti-PSD. În campania, da, care a fost purtată până la alegerile propriu-zise.
Da, ar fi un semnal de alarmă acest lucru pentru Partidul Democrat din Republica Moldova, care se și aseamănă și au și cooperare directă cu aceștia? Sigur, lucrurile sunt influențate. Și mai ales că radicalismul eurosceptic promovat de PSD în ultimă perioadă, care PSD pentru mine este la ora actuală. Eu am urmărit atent politica acestui partid în ultimii 20 de ani de zile. Chiar fiind student acolo, mai apoi plecând în România, oricum am fost atent la ce se întâmplă. Partidul Social Democrat este un partid mare, dar care trebuie să înțeleagă un singur lucru. În competiția politică actuală, supraviețuiesc doar acele partide politice care sunt capabile să se reformeze continuu, permanent, indiferent de situația politică sau de conjunctura politică. PSD, în ultimii ani, prin guvernele care le schimba, dacă vă amintiți, trei guverne pe an, pe multe inconsecvențe, a reușit să-și submine poziția electorală. Deși ei au făcut lucruri foarte bune pentru oameni. Au fost reduse taxele, au fost reduse taxele pe taxa de valoare adăugată, au fost creșteri salariale, creșteri de pensii. Sunt lucruri care oamenii le-au simțit în buzunarul lor. Dar toată, nu știu cum să zic, șoboloneala asta cu reforma justiției, cu modificarea codului penal, cu legile pe justiție, toate astea, de fapt, i-au sustras de la scopul lor de bază, care este, așa, și i-au dus într-o zonă a conflictului permanent cu societatea, din păcate. Și societatea a sancționat. Totuși, observați că i-au pierdut o bună parte din electorat la alegerile europarlamentare. Acum, raportat la alegerile trecute. Pe de urmare, cred că este o lecție de învățat nu doar pentru Partidul Social Democrat, pentru orice partid politic, în mod special pentru partidele mari. Că astea mici, ele se reformează ușor și mor repede, e adevărat. Dar partidele mari, ele se reformează greu. Au mulți lideri, ambiții multe. Sunt mulți care prind rădăcini în partidele astea. Sunt de 30 de ani de zile. Sunt oameni foarte diferiți. Și de asta ziceam că în cazul PSD, ei au ratat-o, că așa au scăpat momentul când trebuiau cumva să se racordez la noile realități sociale și un nou tip de a face politică. Cu tot respectul, dar nu știu dacă... O întrebare de precizare, domnul Tănase. Vedeți că ar fi admisă o coincidență dintre perioada în care PSD a început tot mai mult să-și promoveze mai radical mesajele eurosceptice. Dar nu au avut mesaje eurosceptice. Ca ulterior să scoată și masele în teritoriu. Și perioada, de ce spuneam dacă este coincidență, și perioada când s-a trecut și la Partidul Democrat la un vector ideologic ar fi pro-Moldova, care zicea că nu este pro-Moldova, dar care nu blochează angajamentul asumat într-o aderare la Unie. Eu zic să le luăm separat. Mai întâi de toate, eu nu cred că PSD-ul este un partid eurosceptic. Da, faptul că fiind încolțiți de către mulți dintre partenerii europeni, fiind taxați prin MCV-urile astea, pe multe alte instrumente și mesaje publice, desigur, absolut nejustificat. Așa e? Guvernarea nu a găsit nimic mai bun decât să recurgă la anumite politici izolaționiste. Dar asta nu înseamnă euroscepticism. Asta nu e cazul partidului Brexit din Marea Britanie sau Fidesz-ului din Ungaria. Este totul altceva. În România, în general, nu există partide naționaliste și partide eurosceptice. E altfel arată această țară. Ce țin de Partidul Democrat cu mesajul pro-Moldova? Eu nu știu ce înseamnă pro-Moldova. Vă spun sincer, nu am știut și n-am înțeles în momentul când a fost lansat acest slogan, campania am urmărit-o și tot nu m-am domenit nici acum nu vă pot spune exact ce înseamnă pro-Moldova. Senzația mea este că toți oamenii care trăiesc în această țară, toți sunt pro-Moldova. Nu știu cine este împotriva Moldovei. Nu arătați-mi unul care este. Nu există asemenea persoane. Păi trebuie să fii un om dezaxat ca să fii împotriva țării în care tu trăiești și în care există. De asta este un mesaj politic. El ține mai degrabă de tehnici electorale decât de un mesaj care poate fi plasat la euroscepticism. Nici de cum nu l-aș pune în fișierul ăsta eurosceptic. PD-ul, din punctul meu de vedere, nu este un partid eurosceptic. Mesajele care le-au promovat ei n-au fost. Ei au avut inițiativă de modificare a Constituției pentru a include opțiunea pro-europeană în Constituție.
Mi-amintesc la un moment dat, chiar vorbea președintele Parlament, ex-președintele Parlamentului, domnul Candu, vorbea despre intenție de a începe procedura de a depune oficial o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Nu știu. Pro-Moldova nu este eurosceptic. Pentru mine Pro-Moldova este mai degrabă un instrument mediatic, un instrument politic care un partid l-a găsit, o chestie de brand, dacă vreți, sau de mesaj care trebuie să ajungă la inima cât mai multor alegători. Și el l-au folosit în această campanie, dar nu înseamnă că, nu știu, chiar și partidele care nu-mi plac mie, nu știu. Oricum, toți sunt pro-Moldova, într-un fel sau altul. Bine, altfel, înțeleg lucrul ăsta, poate. Altă chestie se ține de nuanță, dar oricum, cred că toți suntem pro-Moldova. Domnul avocat, domnul Tănase, fiind la finalul emisiunii, am discutat despre trei revenind la politica Republicii Moldova despre trei actori principali, trei forțe politice care încearcă să facă jocul. Mai puțin am discutat despre a patra forță care totuși e există. Și încă mai sunt și independenți. E partid ușor, vă definiți. Așa este. Vroiam să ne expunem foarte succint la tactica pe care și-a asumat-o și tinde să și-o continue. Păi, partidul ușor nu este o entitate care își poate permite propriul joc, deoarece ce sunt foarte puțini. În mod clar, ei vor deveni sateliții cuiva. Așa e. Nu cabe nicio îndoială. Ei vor fi forțați într-o situație sau altă să sprijine crearea anumite majorități. Ei nu au numărul necesar de voturi pentru a putea face acest lucru independent, fără alți actori. Dar dacă sunt anticipate, ar lua mai mult. Pentru că sunt taxați acum iarăși pe acțiuni, activități sociale, de teren mai mult. Păi, nu știu, chiar nu vreau să fiu acum Baba Vanga, care va lua mai mult în cadrul anticipatelor. Eu, sincer să fiu, chiar dacă asta e percepția mea și eu pornesc de anumite analize sociale care le-am făcut eu, personal. Din moment ce societatea este aceeași. Regulile de joc sunt aceleași. Nu s-a produs niciun eveniment major de natură să arunce în aer sau să provoace o repoziționare sau o reconsiderare a opțiunilor politice. Logic, dacă ai aceleași date, rezultatul cam același va fi. Hai să zicem că nu va avea șor câți are acum, 7 sau nu știu câți are. Va avea 8, 9 sau va avea 5 șanse. Sau PD nu va avea 32, cât au ei, dar vor avea 35 sau 29. Sau blocul acum, plus, minus, 1, 2, nu schimbă datele problemei substanțiale. Eu nu văd niciun partid politic care astăzi poate să obțină o majoritate absolută care i-ar permite să guverneze independent. Nu văd. Și nu văd cum un asemenea partid poate apărea în cazul unor anticipate. Ce țin de independenți, sigur și ei fiind mici, ei vor încerca să-și protejeze mandatele prin afiliere cu cei care sunt mai puternici. De obicei, în toate statele există sistemul ăsta mixt, deputații care sunt aleși pe circunscripțiile astea uninominale, așa, pe sistemul majoritar, ei toți se alipesc de putere, deoarece în felul ăsta pot obține fonduri pentru regiunile în care trăiesc, în felul ăsta pot promova anumite proiecte pentru oamenii din teritoriile respective. Și asta vor face și la noi independenții. Nu văd cum ar putea un deputat sau doi sau trei sau patru independenți să stea așa copăcel deoparte, să nu participe și să nu... Sigur că ei vor încerca să folosească voturile cât mai eficient. Dar care e soluția cea mai bună? Sigur că să se voteze guvernarea sau să sprijină anumite formule majoritare ca să obții ce facea partidul UDMR în România, care n-a fost niciodată un partid mare. Dar reușea foarte des să încline balanța în favoarea formării unei majorități. În felul ăsta obținea fonduri pentru drumuri, pentru sistemul social, al concesiei de ordin politic, în schimbul voturilor pe care le ofereau. Și că asta vor face și independenții. Domnule, la soarta acelui referendum pentru care s-a votat și a trecut de reducerea numărului de deputați, care este? Păi soarta lui este cea care este. Este un referent consultativ. Poporul a spus ce crede, mai apoi politicienii nu au decât să decidă. Inițiază modificarea Constituției sau nu inițiază. A fost o consultare populară. Nu este un referendum care ar obliga pe cineva să... La realizare ce ar presupune? Ei, nu vreau să intru în discuția asta. Eu am atât de foarte critici față de o parte din subiectele care au fost incluse în acel referendum. Eu, în general, sunt un adversar al referendumurilor și cred eu că asemenea exerciții pot fi folosite în cazuri absolut excepționale și sunt subiecte care nu pot și nu trebuie să fie puse la referendum. Reforma, politica penală a statului,
și structura constituțională, chestii care... Securitate și multe alte. Da, astea nu și-au locul. Trebuie să iei decizii politice la nivel parlamentar, unde sunt comisii, experți, poți aduce experți străini, poți lua decizii echilibrate și corecte, fără recurge la... E un fel de populism, de asta ziceam că eu tradițional sunt foarte conservator în acest sens și nu aș admite decizii majore să fie luate prin intermediul referendumurilor. Domnul Tănase, noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această seară la noi în emisiune și pentru discuții pe une mai desfășurat, pe une mai puțin desfășurat, dar timpul fiind care și avem la dispoziție, ne rămâne vă ura toate bune, multă forță în realizarea celor propuse și desigur pe curând. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în continuare și audiență cât mai largă. Vă mulțumim frumos. Stimați telespectatori, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. O seară frumoasă în continuare, toate bune pe curând.